Salutare YouTube, numele meu este Alexandru, iar în acest clip o să vă prezint un monitor ale celor de la LG. Este un monitor de 34 de inci, modelul este 34WK650. O să facem un unboxing și un scurt test cu acest monitor. Găsim punga cu CD-uri, cu sursa și cu cablul de alimentare. Avem standul foarte bine ambalat. Avem și piciorul monitorului. Deocamdată le pun deoparte. Acesta este monitorul. Nu este un monitor curbat. Este flat. Acesta este partea din spate. Avem un port DisplayPort, două HDMI-uri. Avem alimentarea, iar avem o ieșire pentru căști. Brațul este foarte bine ambalat. Se introduce partea de sus a monitorului, iar jos doar se clipsează. Așezăm piciorul la locul lui. Este un panel IPS, astfel încât are un unghi de vizualizare foarte bună și din laterale, sau mă rog, de sus jos. Acum o să îi dăm un pic de semnal să vedem cum arată. Așadar, am lăsat roletele să puteți vedea mai bine ce culoare are acest panel IPS. O să pun ceva clipuri random din Grecia. Are o rată de refresh de 75 de Hz.
Și acum partea care ne interesează cel mai mult este să vedem cât bleeding are. Deci așa arată. Nu știu cât de bine se vede pe cameră. Are un pic în colțul din dreapta și în colțul din stânga. O să înclin puțin monitorul și o să-l așez chiar față în față cu camera. Deci acesta este un unghi normal de vizualizare. Deci în colțul din stânga și în colțul din dreapta se poate vedea mai tare backlighting-ul de la LED-uri. Așadar, acesta este monitorul LG de 34 de inci cu panel IPS și 75 de Hz refresh rate, recomandat atât gamingului, cât și lucrurilor de acasă, gen office și multimedia.